Ia zi, ora, facem să un grătar? Da, facem. Ce mâncăm? Mici. Ceafă de porc. Și pulpe de pui. Mâncăm sănătos. Azi e despre cancer și alimentație. Ai auzit că o persoană bolnavă de cancer e bine să nu mai consume carne. Așa o fi? E interzis? Hai să vedem. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0, cel mai mare canal de sănătate din România, cu peste 300.000 de abonați, în care toate informațiile sunt validate medical și explicate pe limba ta. De ce se îmbolnăvesc oamenii de cancer? Este o întrebare la care, pentru că nu există un răspuns sigur, se fac multe speculații și mulți excroci profită de disperarea bolnavului care ar face orice ca să se vindece, care cheltuiește bani pentru a cumpăra, de fapt, iluzii și care se lasă convins să apeleze la așa zise leacuri care nu sunt decât niște tâmpenii. Dar nu despre asta e vorba azi. E vorba de altceva, de un mit care rezistă cu o încăpățânare demnă de o cauză mai bună. Acela că nutriția, alimentația, poate să vindece cancerul. Nu, nu poate nici să vindece, nici să scadă riscul de recidivă. Nu se întâmplă nicio minune dacă un bolnav de cancer se apucă să mănânce rădăcini, polen și frunze. Felul în care ne alimentăm, eventual, poate să contribuie la prevenirea apariției acestei boli. E cu totul altceva. Nutriția este importantă, și în tratament, bineînțeles, dar nu singură, ci ca element al unui plan mai complex. Tare aș vrea să cred că s-a înțeles. Un prim aspect legat de nutriție și cancer. Consumul de alimente bogate în calorii și de băuturi dulci duce la creștere în greutate, iar obezitatea este cauza a 13 tipuri diferite de cancer. Prin urmare, dacă ai o dietă sănătoasă și echilibrată care te ajută să te menții la o greutate sănătoasă sau să slăbești, asta poate reduce riscul de cancer. Ce înseamnă o dietă sănătoasă? Că ar trebui să luăm o bere. Ah, e amară. Eu nu vă forțez. Dacă doriți, consumați niște mici. Știm că am auzit de zeci de mii de ori doar că nu aplicăm. Înseamnă ca la fiecare masă, pe două treimi din farfurie, să se găsească legume, leguminoase, cereale integrale și fructe. Nucile și semințele sunt de asemenea bune. Restul de o treime să fie carne, pește sau produse de origine animală, cum ar fi brânză și ouă sau tofu, care conține proteină vegetală. Cerealele integrale, legumele, leguminoasele, în special fasolea. Fructele, nucile și semințele sunt importante pentru organism deoarece conțin antioxidanți. Acestea ajută la repararea celulelor și eliminarea toxinelor, indiferent cum au ajuns în organism, că din cauza poluării, că sunt bacterii și virusuri sau aditivi și conservanți din alimentele procesate. Antioxidanții, fibrele, vitaminele și mineralele din aceste grupe de alimente au fiecare rostul său într-un plan alimentar care să reducă riscul nu numai de cancer. Dar și de o serie de alte boli cronice. A mânca sănătos nu înseamnă că trebuie să fii vegan sau vegetarian. S-a dovedit că mesele care includ proteine animale slabe, precum puiul și peștele, dar și proteine vegetale, reduc riscul de cancer. La carnea roșie, de porc, vită și miel, este însă nevoie de moderație, mai rar și mai puțin tel. Scrie într-un comentariu: de câte ori pe săptămână mănânci carne roșie și cam cât cântărește cu aproximație o porție. Lucru important, cred că tuturor ne place carnea la grătar. Da! Atâta pot să-ți spun. Da! Da, da! Salivăm și numai dacă ne gândim la ea. Eu una recunosc că da. Cu adânc regret vă spun că ni se recomandă să evităm carnea carbonizată, bine făcută, bine pătrunsă, știi ce zic? deoarece acolo se petrec niște chestii nasoale, se creează niște compuși care sunt legați de cancer. În loc de carne făcută pe grătar, suntem sfătuiți să o mâncăm gătită lent, la temperatură joasă, la cuptor. Nu știu ce farme o să mai aibă picnicurile la iarbă, verde, verde, că doar nu galbenă. Dacă trebuie să luăm cu noi și cuptorul și butelia, dar na, eu v-am zis că trebuie să vă zic. Nu că mi-ar conveni vreun pic. M-am gândit, Păi și dacă mă duc la picnic și nu se face grătar, ce mâncăm? Sau Sanchi, ne bucurăm de timp de calitate petrecut cu familia sau prietenii, până aiba. De aia Ce mâncăm? O fierte și brânză cu roșii? Sandvișuri cu salamor parizer, cremvuști, cârnați sau șuncă presată? Na. Apostolii alimentației anticancer blamează și carnea procesată mai mergem la picnic sau bem apă plată? Nici salam, nici cârnați, nici ce -o mai fi. Păi cu ce -o mai trăi de frica de a nu muri? Băutură nu, țigări nu, amor nu, așa e viața din alimentația sănătoasă care să prevină cancerul, ar mai trebui eliminate alimentele care conțin zahăr adăugat. Știu că aproape toate alimentele conțin zahăr și că este foarte greu să găsești unele în care să nu fie prezent. Măcar citește eticheta înainte să pui produsul în coș și caută să conțină cât mai puțin dacă nu se poate deloc. Și mai dă pas la prăjituri, torturi, bomboane sau băuturi indulcite, la bunătăți din astea care au zahăr pus cu cifa. Sigur că e imposibil să le exclus total pe veci că oameni suntem. Dar măcar să ne o mai rar. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Auzi, cât mai meditezi până când te abonezi? Dă click sus pe clopoțel, după aia distribui acest video unde vrei tu și când te pune la masă, vezi ce înghiți. Dacă îți pasă. Informațiile din acest video au fost verificate și validate medical de doamna doctor Daciana Toma, medic de familie și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină a Familiei, care este mereu alături de noi și căreia îi mulțumim.